Cezar Preda a reclamat modul murdar în care se face politică la Buzău. Liderul PDL Buzău a devoalat că adesea tinerii care intră în politică și vor să facă opoziție sunt amenințați ori șantajați. Aici îți trebuie curaj, mă. Aici îți trebuie să nu te gândești că dacă ies și spun ceva acum, când ajung acasă, vine tata la mine sau socră sau mama și bă, te rog eu mai ușor că avem problemă de păstori de afară, termină și tu, bă, te rog eu, nu te lasă încolo, mamă. O formă de amenințare sau de șantaj se exercită și asupra celor care doresc să candideze pentru funcția de primar în comunele buzoiene. Voi știți că sunt organizații unde tu nici nu poți să-ți nominalizezi candidatul acum pentru că 2-3 zile se duce peste el și ce faci, mă? Cu cine ai vorbit? Unde te-ai băgat, mă? La Preda, ia-ți cât ți-arăt eu ție. Și la vine după 200 și domn președinte. Lăsați-mă, domne, că eu mă duc acasă, domne, că eu am trăit bine. Un alt adevăr rostit de Cezar Preda se leagă de bani. Cine îi pune la bătaie, dictează și în partid. Măi, și mai e o chestiune care vă spun sincer. Nu merge, mă, politică fără bani, orice ai zice. Iar când pun alții banii pentru tine, cum mă uit la băieții ăștia tineri, s-ar putea într-o zi să le spun eu sunt șef, nu voi. Cezar Preda reclamă pe de o parte faptul că buzoienii de valoare se feresc a intra în politică și pe de altă parte că la Buzău vocea opoziției este din ce în ce mai slabă. Din cei 12 parlamentari ai județului Buzău, doar unul mai reprezintă opoziția.